Bulevardul Ice Brătianu este un adevărat spectacol al naturii. Mii de plante colorează peisajul și înfrunsețează zona. Florile viu colorate, plantate de angajații societății Horticultura S.A., au înflorit și decorează zona centrală a Timișoarei în această vară. Exemplarele de flori au fost plantate de Horticultura la începutul anului. Acum Timișoara are un nou covor floral, admirat de timișoreni și nu numai. Societatea Horticultura S.A. se află în subordinea primăriei municipiului Timișoara și este responsabilă de întreținerea spațiilor verzi din centrul orașului.